Două biserici, una ortodoxă și una romano-catolică, au marți hramul. De Sfânta Muceniță Varvara au loc slujbe pentru cei care trudesc în subteran. La Biserica Ortodoxă Sfânta Varvara din cartierul Aeroport, slujba începe dimineață și credincioșii sunt așteptați în 4 decembrie să participe în număr cât mai mare. Biserica noastră de la Livezeni din aeroport poartă hramul acestei sfinte mari mucenițe și cu ocazia aceasta avem mare sărbătoare la noi. Din seara aceasta avem de la ora 4 slujba de priveghere, vecernia cu litii și acatistul Sfintei Mari Mucenițe Varvara. Și mâine dimineață, începând cu ora 8:30, avem slujba utrenii și apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Avem bucuria ca în mijlocul nostru să fie prezent preasfințitul părintele nostru Andrei Făgărășanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, delegat de preasfințitul episcopul nostru Gurie. Și catolicii o sărbătoresc marți pe Sfânta Varvara. Biserica Romano-Catolică de la Petroșan poartă hramul Sfintei Varvara și aici sunt așteptați credincioșii la slujbă încă de dimineață. Mâine va fi hramul Bisericii Romano-Catolice și, bineînțeles, și hramul Bisericii Sfânta Varvara din aeroport. Ambele biserici vor avea liturghia hramului, cea ortodoxă de la ora 10, iar cea catolică de la 11:30 în limba română și la ora 17 în limba maghiară. La Biserica Romană Catolică slujbele vor fi făcute de către episcopul de Alba Iulia. Sfânta Varvara este ocrotitoarea celor ce trudesc în subteran și minerii se numără printre ei, astfel că slujbele din cele două lăcașuri de cult sunt dedicate cu precădere minerilor.